Frați și surori, mă cer în primul rând scuze că am vrut să spun o poezie, dar văzând că timpul e înaintat și ca să se poată desfășura cuvântul Domnului care are întâietate totdeauna, am socotit că acum totuși să spun o lucrare care am primit-o din partea Domnului pentru popor, chiar acum de câteva zile de când am ajuns aici. Și socotim că sunteți poporul Domnului, știu că cuvântul Domnului e de mare folos pentru întreaga adunare. Amin. Cuvântul care s-a dat a fost prin vis de noapte, am auzit vocea Domnului. Treziți-vă, treziți-vă fiecare și veniți cu căință și recunoștință în fața Domnului. Căci în cercetarea făcută în inimile și corturile voastre, am găsit pe mulți ce dor somnul nepăsării, iar pe alții am găsit cu veșmântul stropit și unii cu veșmântul pătat, iar pe alții cu mâinile murdare și de aceea nu sunt ascultate rugăciunile lor când își ridică mâinile în sus. Iată că din pricina nevegherii vrășmașul a luat pacea în multe corturi și s-a făcut spărturi, iar aurul ce l-am pus în voi să strălucească și-a pierdut strălucirea din pricina zgurii ce s-a depus pe el, pentru că n-ați vegheat în vederea rugăciunii ca să nu cădeți în ispitele și cursele întinse de cel rău. Vreau ca aurul ce l-am pus în voi să-și capete strălucirea aurului curat trecut prin focul curățirii. De aceea, unii dintre voi sunteți trecuți chiar prin focuri grele de curățire, iar pe alții v-am încercat chiar prin aceste lucruri ca să văd dacă simțiți unii cu alții sau îi judecați în loc să plângeți cu cei ce plâng. Va mai încerca să văd dacă vă opriți lângă cel căzut, care a fost lovit și jefuit de vrăjbași, și dacă căutați să-l ajutați să se ridice, sau treceți ca preotul și levitul și nu aveți milă de cei căzuți, cum am avut eu milă de voi. Vi se zice, nu risipiți timpul în zadar, nu-l pierdeți fără rost, că vă voi cere socoteală cât ați lucrat pentru mine, pentru că sunt bolnavi, bătrâni fără putere, mame bolnave, mame cu mulți copii care nu mai pot duce greu și povara și strigă la mine după ajutor. Eu vreau prin voi să întind mână de ajutor și nici de cum să judecați. Curățiți-vă inima și spălați-vă mâinile și ochii ca să vedeți clar cărarea îngustă ce v-am pus-o sub priviri. Scoateți nelegiuirea și Dumnezeii străini și chipul veacului din inimile și corturile voastre și zidiți altarul rugăciunii care în multe corturi e dărâmat. Cer partea mea să o puneți deoparte pentru mine, ca să fiți binecuvântați în lucru mâinilor voastre, căci partea mea e pentru orfani, văduve, săraci, orșchiop și cei lipsiți care strigă la mine după ajutor în strâmtorările lor. Și eu prin voi vreau să răspund la rugăciunile lor. Dar și cei ce primește trebuie să pună deoparte și ei partea mea, chiar din puținul lor. Treziți-vă, treziți-vă fiecare, căci iată, eu vin curând și dacă nu vă veți trezi în vremea aceasta, veți rămânea la plâns, durere și regret amar. Se face strigarea, fiecare să facă cercetarea, să vină cu căință și cu recunoștință și mă voi îndura de voi și voi interveni la cauzele și problemele voastre și veți putea striga, aleluia, aleluia, a intervenit Domnul și a avut milă de noi și corturile noastre, amin.
Domnul să ne ajute să luăm seama la ce a spus Domnul și fiecare să-și facă partea lui de cercetare. Amin.